Bună ziua tuturor, sunt Tarotela cu etalarea pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent în Taur pentru octombrie 2019. Noi, înainte de a începe etalarea, vă rog frumos să rețineți că degeaba puneți presiune pe mine. Știu câte zodii sunt, știu că trebuie să făcute toate, dar dacă cumva întârzi sau dacă cumva nu le fac, nu are nicio legătură cu faptul că am vreo preferință pentru vreo zodie. Nu, înseamnă că am niște probleme. Dacă nu puteți să înțelegeți acest lucru, vă rog frumos, abonați-vă la alt canal și încercați să evitați acest canal. Dacă nu puteți să fiți respectuoși, unii dintre voi care au comentat, nu uitați că oricum etalarea pe luna septembrie am făcut-o tot cu câteva zile decalate și atunci puteți să luați mesajul începând de acum până pe 6-7 noiembrie, ca fiind valabil, dacă nu înțelegeți că timpul este fluid la nivel universal. Dacă într-adevăr respectați mesajele pe care le primiți pe acest canal, vă rog frumos, respectați-mă și pe mine. Eventual să nu uitați că orice comentariu negativ, de fapt toate comentariile sunt filtrate și degeaba scrieți comentarii negative, unii dintre voi, nu toți evident, nu toți. Degeaba scrieți că oricum nu vor fi expuse, nu de alta, dar ca să nu intoxice și energiile altora. Am amestecat cărțile. Pentru cei care sunt deschiși să primească mesajele de la mine, evident. Pentru cei care sunt închiși nu vor înțelege nimic. Din acest set de cărți a apărut Regina de Spade. Probabil aveți de-a face cu cineva cu planete în semn de aer, nu obligatoriu să fie gemeni, vărsător sau balanță, dar cu marcaj puternic pe aceste zodii, dacă nu cumva sunteți voi. Oricum, în general, este o femeie divorțată, este un avocat, este o femeie care vă spune adevărul în față. Adesea femeie, poate să fie și bărbat. După această carte a mai apărut de două ori 6 de băte. Ori o persoană în semn de foc sau cu planete în aceste semne, ori voi aveți o victorie într-o problemă legală, este foarte posibil. Dar vom vedea ce alte mesaje vor veni. Înainte de a începe această etalare, vreau să vă arăt, interesant, cum au venit aceste mesaje de la îngeri. A venit, primiți dragostea cu apreciere și cred că acest mesaj este valabil și pentru cei care au presat, faceți taur, normal că fac taur, dar știți foarte bine că eu fac în ordinea vizualizărilor. Așa consider eu că e corect. Puteți să-mi explicați câte vreți. Așa consider eu că e cazul. Altădată taurul a fost primul. Deci nicio problemă, n-am nicio problemă cu nicio zodie. Deci primiți totul cu apreciere și aceste mesaje și orice atenție vi se acordă. Că e mai devreme, că e mai târziu, vi se acordă atenție, mai ales că e gratis în acest context. Trecând peste acest context, primiți totul, dragostea și orice gest cu apreciere. Pentru că dacă primiți cu apreciere, veți manifesta deschidere și apreciere și voi. Dacă blocați ceea ce primiți, veți rămâne în această vibrație și nu veți reuși să manifestați ceva deosebit. În continuare, nu uitați că sunteți fără limită. Depinde de voi ce alegeți să faceți. Este numărul 4. Voi sunteți semn fix. 4 reprezintă cea mai stabilă formă geometrică sau cel mai stabil număr. Puteți fi voi care sunteți chemați să ieșiți din acest 4. Să nu uitați că sunteți fără limită. Să ieșiți din 4 de către 5 către 6. Dar depinde de voi cum gândiți. Din acest motiv chiar se leagă. Trebuie să primiți informațiile, dragostea, orice gest cu apreciere. Trebuie să vă ridicați dintr-o stare negativă, dintr-o tendință poate un pic prea pragmatică, materialistă, unii dintre voi, către spiritualitate, către a înțelege și perspectivele altora. Și la capătul acestui set de cărți, ce aveți, dragii mei? Dragii mei, cei deschiși în mod special, întoarceți-vă fața către partea luminoasă a inimii voastre. Cum am spus și mai devreme, încercați unii dintre voi să nu mai fiți negativ, să vedeți și partea și perspectiva altora și să înțelegeți și pații dacă vreți să fiți înțeleși. Da? Trei cu șase,
Poate vă spune ceva, 36 cu 6 este 9, e un număr spiritual. Am vorbit de spiritualitate și aici, da? Nu știu de ce, am senzația că poate prin noiembrie-decembrie s-ar putea să primiți ceva. Asta pentru că văd un fulg. Eventual prima ninsoare, primiți-o cu bucurie că s-ar putea să vă aducă nu gheață, s-ar putea să vă aducă ceva mai frumos. Comunicare, eventual cu cineva la distanță, cu cineva care ar vrea să se topească în mâinile voastre sau voi vreți să vă topiți în mâinile lor. Acesta e mesajul de la îngeri. Da. Să tai cărțile în fața voastră, da? Așa. Ia uite ce aveți. Ho-ho! Asul de monede, da? Primiți! Primiți orice gest cu apreciere ca să vină și asul de monede. Pentru că dacă voi sunteți închiși, nu va veni. Puteți fi voi, poate fi o ofertă. O umană cerească. Financiară, relațională, sentimentală. Poate să fie începutul unei relații de lungă durată, poate să fie un job care vă va aduce multe beneficii. E un început, da? Dar renunțați la un anume fel de a gândi. Soare, lună, Venus, ascendent în Taur, octombrie 2019. Ok, ok. Central. Oh, 3 de spade. E de înțeles că dacă sunteți supărați, comunicați. Poate și un pic mai negativ, dar încercați să ieșiți. Că sunteți voi, că e altcineva, semn de aer nu e obligatoriu, altcineva supărat, rănit din cauza voastră, voi știți. Cartea arată o durere sufletească. Cred că a mai apărut de-a lungul timpului, dacă nu mă înșel. Cred că și de ziua voastră a apărut sau în perioada acelei luni, mai. E o durere pe care încă nu ați reușit să o vindecați. Dar eu zic că aveți mesajele, ați primit mesajele de care aveți nevoie ca să încercați să ieșiți din această stare. Repet, dacă nu sunteți voi, poate să fie altcineva. Ce vă blochează sau ce vă provoacă? Oho, luna. Luna, luna. Frici. Luna înseamnă foarte mult. Foarte mult. Poate să fie un semn de apă cu care comunicați. Pentru că am văzut și aici semn de apă. O comunicare mai ciudată, telepatică, poate chiar în secret. Posibil pentru unii dintre voi să încercați să țineți, da, mersi, spirite, să țineți secret această rană. Sau persoana care e rănită să țină secret această durere. Există o chestiune de orgoliu, probabil. Trecând peste acest aspect, sunt niște frici. Luna înseamnă frică, printre foarte multe. O frică să nu materializați, să nu manifestați aceste dureri, aceste regrete, aceste dezamăgiri, voi sau altcineva. Dar bănuiesc că sunteți voi pentru că este central. Provocarea este, da. Provocarea este să învățați, cum am spus de multe ori, să manifestați în funcție de ciclu lunar. La lună nouă să vă puneți intențiile, adică vreau să mă vindec, vreau să întâlnesc pe cineva care nu, încercați să evitați nul, care mă va trata corect, da? Puneți intențiile și la lună plină faceți eliberările. E o chestie care trebuie repetată de foarte multe ori. Nu înseamnă că dacă ați făcut o dată, gata, se și rezolvă, pentru că noi acumulăm energii de ani de zile și n-au cum să se vindece, n-au cum să se rezolve într-o lună. Da? Pentru unii pot să fie niște probleme cu mama, sau cu cineva în semn de apă, pești, rac, scorpion. Pentru alții,
emoțional sunteți răniți. În fine. Trecutul îndepărtat, cavalerul de cupe. Ați comunicat cu cineva. Iar semn de apă. A apărut și ei semn de apă. Ați comunicat, a venit în viața voastră o persoană în semn de apă, pești, drac, scorpion. Poate a încercat să vindece această problemă. Se pare că nu a rezolvat, nu s-a rezolvat. Încă mai există această durere, posibil cauzată de cineva, ori din familie, ori de pierderea unei mame și vă simțiți oarecum unii dintre voi mai singuri și nu mai aveți încredere în anumite persoane, tocmai pentru că nu mai aveți mama lângă voi. Pentru alții, e o chestie care ține dintr-o altă viață. Aveți o karmă pe care trebuie să o rezolvați, să o vindecați voi. Nu încercați să mergeți la alții. Vindecarea ține de noi, de felul în care gândim și ceea ce facem. Oh, da, iar cineva se vindecă. E bine dacă sunteți voi. În trecutul apropiat, 4. Iar este un număr stagnant, dar în acest context este necesar. Este necesar pentru că trebuie să vă vindecați, da, 3, vedeți cum se leagă, da, 3 și 4. Să înțelegeți mental de ce suferiți atât, emoțional, de ce aveți niște frici. Da, suferim pentru că avem o frică și atragem situații care ne râcâie această problemă până învățăm să ne detașăm. Da? Trebuie să vă conectați la spiritualitate. Poate unii dintre voi ați făcut-o. E bine, nu cei care au făcut comentarii negative, ei încă mai au de lucru. Că altfel n-ar fi făcut așa ceva. Dar e de înțeles. Există un Uranus acum în zodia Taurului, care vă explodează uneori în anumite situații. Trecând peste acest aspect, e o perioadă în care trebuie să meditați, să mergeți la... Pentru unii dintre voi să vă tratați chiar la spital, pentru alții să vă tratați spiritual, prin biserică, prin alte direcții spirituale, până reușiți să luați această sabie a dreptății, a adevărului și să vă exprimați vindecarea eventuală. Iar 4 de cupe, viitor îndepărtat. Vom vedea, lăsați-mă să văd mai întâi. Oh, da, regele de bâte, viitorul apropiat. Pentru unii poate să fie un șef, pentru alții poate să fie o persoană autoritară. Leu, berbec sau săgetător sau cu planete acolo sau care se manifestă foarte autoritar. Că sunteți voi, că și voi puteți fi, că e altă persoană, voi știți ce se întâmplă, variază de la persoană la persoană, e talare colectivă. Dar în acest moment, am senzația că persoana aceasta vă știe durerea. Vă cunoaște durerea și știe și că aveți nevoie să vă vindecați. Oricine ar fi această persoană, că sunteți voi, că e altă persoană, repet, voi știți. Puteți fi voi care încercați în această perioadă să fiți autoritar, să fiți stăpân pe situația voastră, să vă exprimați pasional, să vă conduceți viața și să vă țineți în control oarecum aceste probleme. Și totuși în viitorul îndepărtat vor mai fi, va mai exista o oarecare stare de tristețe, dar stați un pic, nu disperați, pentru că este altfel de tristețe, o tristețe, să zic, înțeleaptă. Vă uitați la acest trio, evident, unii ați fost trădați în dragoste, dar s-ar putea, dacă vă vindecați, să vă întoarceți privirea către această nouă ofertă. Posibil, acest cavaler de cupe a venit în ultima vreme undeva, cu câteva luni de zile, eu știu, în viața voastră să vă ofere această cupă. Posibil, voi n-ați putut să o primiți din cauza acestor situații. Poate ei sunt supărați că nu le-ați primit oferta. Este posibil și acest lucru. Însă,
Însă, un alt patru, mult, prea multe numere, e al treilea patru, da? Repet, unii dintre voi stați prea mult într-o energie a trecutului, așa simt, nu degeaba a apărut și luna. Da, poate fi un trio, poate fi o trădare în dragoste, despre care ați aflat sau pe care o țineți în secret, nu o spuneți tuturor. Sfatul, oh da, în sfârșit, vai, ce frumos. Dacă nu sunteți voi, dacă eu persoană, sfatul este să reveniți la o altă atitudine. Vai, ce cuplu perfect! Regele și regina de bâte, un cuplu pasional, creativ, încrezător, care nu stă să se uite la trecut. Am spus, dacă aici sunteți voi regele de bâte, varianta masculină, să zic, nu neapărat bărbați, poate să fie și femeie, dar regele de bâte. În general, e o persoană peste 45 de ani. Dacă voi sunteți aici, care încercați să vă uitați în spate cu înțelepciune, eventual să învățați din rănile trecutului și să nu le mai manifestați, e minunat. E minunat. Dacă este altă persoană care vine în viața voastră în ultima vreme, sfatul este ca voi să deveniți această regină de bâte, creativă, deschisă, este o persoană deschisă, da, vedeți? E deschisă. Cu interese către, nu neapărat magie, către chestiuni ezoterice, către lucruri profunde, secrete, că avem o lună, poate are și planete, sau la lună plină, lună nouă, există posibilitatea să vă întâlniți, unii, nu toată lumea. Regina de bâte, am zis că este creativă, este încrezătoare. Sfatul este să fiți încrezători în voi. Și am mai spus-o și o repet. Lăsați în urmă rănile trecutului ca să puteți manifesta acest cuplu nemaipomenit. Intrăm sau, toți intrăm, ne apropiem de noiembrie, de zodia Scorpionului, o perioadă foarte pasională la voi reprezentând casa 7 a relațiilor de lungă durată. Sau cum relaționați voi cu cei cu care aveți o relație cât de cât. Sunteți pasional, da? Ei, am zis, ieșiți din această stare. Dacă e altcineva, voi știți. Exterior, 7 de cupe, ho, 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 ce de emoții. Exterior, vine cineva, am zis de Scorpion, iată cartea Scorpionului, adică a lui Venus în Scorpion, pentru cei care aveți Venus în Scorpion. Multe emoții, sper să mă țină bateria, multe emoții. Unele confuze sau unele care vă cam împing la visare. Pentru unii dintre voi pot să fie multe opțiuni în dragoste. Exterior. Posibil un semn de apă, că tot am văzut cavalerul de cupe, care are și această persoană multe opțiuni. Și sfatul este să primiți această cascadă de emoții idealiste, să le primiți într-un mod pasional. Așa simt. De ce vă este frică? Oho, de spânzurat. De stagnare, clar. Pentru unii poate să fie cineva în semnul peștilor, dar nu e musai o stare de frică. Vorba aia, nu trebuie să vă fie frică să tremurați în preajma cuiva. Aveți niște chestiuni de rezolvat. Încă nu le-ați rezolvat sau nu le-ați înțeles. Pentru că e luna, da? Sunt secrete. Dacă nu e semnul peștilor, este o perioadă stagnant în care ați făcut sacrificii, da? Ați făcut sacrificii.
Dar această perioadă a fost necesară ca să vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă, să primiți iluminarea și în momentul în care primiți iluminarea puteți manifesta acest cuplu nemaipomenit. Da? Ideal cu 7 de cupe. Frumos. Ce vă doriți? 8 de monede. Să lucrați. Să faceți bani, evident, ca un adevărat taur sau tauriță. Să vă transformați prin muncă sau să vă implicați în această posibilă relație pentru unii dintre voi, că o fi cineva cu semn, cu planete în semn de foc, că o fi cu planete în semn de apă. Rămâne de văzut. Poate este un alt semn de pământ pentru unii dintre voi. Nu contează asta foarte mult. Pentru unii vreți să vă implicați în această situație și să vă transformați. Și totuși aveți nevoie de stabilitate financiară, eventual. Am vorbit de Turnul, am vorbit de Uranus, adică a apărut Uranus. Într-un mod neașteptat vine cineva. Cu planete în Scorpion, după cum văd, pentru că Uranus, Turnul poate să fie vărsător sau Scorpion. Sau Uranus. Cu planete în Scorpion, aveți și Lună, aveți și Cavalerul de Cupe, aveți și 7 de cupe. Și atunci înțeleg altfel acest 4 de cupe. Într-un viitor îndepărtat va trebui să meditați un pic la experiențele trecutului ca să puteți primi această ofertă.